nu este de dreapta, pentru că este ba de dreapta, ba de stânga, ba de oriunde sar voturile, iar PNL-ul, cum bine ați spus, de mult nu mai e de dreapta. Să-l întrebăm și pe domnul Cosma, că dânsul a fost singur care se poziționează așa ideologic mai clar. Noastră, cum credeți, cu dreapta, stânga, ziceți da, urcă, i-am întrebat pe toți, după aia mai vedem. Da, păi e clar că sunt extrema stângă. E clar că vor lua voturi de la PSD, pentru că ei se poziționează mai la... Pământul e rotund, a ajuns pe partea cealaltă. Vă rog, ziceți. Cam asta e situația. E clar că sunt de extremă stânga, probabil ei s-au și anunțat așa, din câte știu, și se manifestă ca atare. E clar că vor lua voturi de la PSD, pentru că cam ăla-i bazinul de unde ei pot lua voturi în momentul de față. Pe lângă... Eu zic că au luat și de la USR public, până la urmă, cei de la AUR. Acum, de ce e importantă această discuție? Pentru că se vehiculează și la zona de primăria capitale. L-am auzit pe Nicușor Dan explicând că va fi un vot stânga contra dreapta. Știi, să știm dacă e stânga, cine e dreapta, cine e stânga. La președinția României iar a existat acest blocaj în care stânga nu poate să câștige președinția României și atunci trebuie să dobândească și votul de dreapta. Dar cine sunt aia de dreapta de la care trebuie să ia votul și așa mai departe? De-aia e importantă această discuție. Mă rog, care pare totuși... Da, o să o cristalizăm ideologic cu altă ocazie. Domnul Lungoci, discuția asta despre Mircea Joană, candidat la președinția României, eventual cu un pic de PSD pe lângă el, e o discuție serioasă? L-ați auzit pe fostul președinte PSD, fostul candidat la președinție din partea PSD, actualmente secretar general adjunct NATO, Mircea Joană, spunând că... Marcel Ciolacu l-a căutat, l-a ofertat, l-a curtat, dar na. Păi eu cred că sindromul Mihaela Dragostea mea a lovit iar. Domnul Joană vede realitatea acolo unde nu este realitate și este trist că cineva care cândva aproape că a fost președintele țării se coboare la nivelul uneia ca doamna Șoșoacă și ajunge să inventeze întâlniri și discuții evident, care nu au avut loc. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este că Partidul Social Democrat va avea candidat la președinție, asta este sigur, și la fel de sigur este că o astfel de candidatură va fi aprobată de Congresul Partidului, așa cum spune statutul nostru, statutul PSD. Și orice altceva, orice altă discuție, la momentul ăsta este doar halucinație. Deci candidatul PSD va fi membru PSD? Evident, evident, va fi selectat din membrii PSD. Dacă până atunci domnul Joană se înscrie în PSD, poate să candideze la o competiție internă. Deci nu mai stăm în picioare varianta aia pe care a enunțat-o puțin mai devreme colegul meu, citându-l pe domnul Ciolacu, o variantă potrivit căreia trebuie lărgit un pic statutul să încapă și independent. Nu mai, s-a ales praful de... Nu, dar acel independent trebuie să se... prezintă în fața partidului, este evident. Păi nu, e greu să fii independent membru de partid. Asta. Păi până la un punct, dar și în momentul în care ai o susținere totală a unui partid, nu o poți să mai spui că ești independent. Noi trăim în minciunea asta, că președintele este independent. Președintele Klaus Iohannis, eu nu cred că este independent deloc. El a venit din rândul... Ne-am luat și noi după Constituție acum, da, multă lume zice că nu e cazul. Păi da, ne-a luat 30 de ani să înțelegem că nici prefecții, minciuna aceea cu prefecții, reprezentanții guvernului în teritoriu, sunt independenți. Păi acolo nu ne-a luat 30 de ani. Acolo prefecții au fost membrii de partid, până când la Mișto, cred că Adrian Năstase, dacă nu mă înșel, a vrut să pară... Haideți să nu folosesc o expresie deplasată, și a depolitizat prefecția. E o prostie. Și s-a revenit asupra acestei ipocrizii totale, dar nu e ca și cum a gândit-o cineva inițial așa. Ea a fost un șmen ordinar la un moment dat. Ne mințeam că acel prefect își dădea... Da, păi acolo e clar. Nu e, se pune problemă. Mâine devenea prefect independent. Nu, domnul, era membru de partid. Clar. E noul cod administrativ, da. Prefect, aia a fost o prostie care a persistat câțiva ani, dar am rezolvat. Sorin Oprescu a câștigat în impostura de independent sau era al PSD-ului? Primăria Capitalei. PSD-ului se vedea foarte clar. Da. Bun. Acum, domnul Cosmar, noastră, cum vedeți această situație de la Partidul Social Democrat cu Mircea Joană? V-ați gândit că se punea problema, domnule, nu vă înțelegeți noastră, că cred că ăsta e planul de viață al lui Mircea. Nu se vor înțelege PNL și PSD și vor zice, ok, hai să susținem unul care nu are legătură, susținem pe domnul Joană, de exemplu.
Domnul Cosma. Din poziția pe care o ocupă domnul Joană, da? Mă face să cred că acesta spune adevărul. Și eu nu cred că din poziția pe care o ocupă, el poate să mintă sau ar avea tupeu să mintă. Dar aceste discuții, evident că nu privesc Partidul Național.